Bună ziua și bine m-am găsit la Prof Online pe 10. Deci suntem și 1 anul 10, 2018. Bună ziua și bine ne vedem. Poftim da. Repede? Am avut o temă acasă și o problemă vreau să vă întreb. Te rog. În patrulaterul convex ABCD, măsurile unghiurilor ABC și D sunt invers proporționale cu 0,3 în perioadă, 0,2. Da, deci în ipoteză ce avem. Așa se spune, da? ABCD convex, da? Da. Patru latere. Convex. Bun. Unghiurile A, B, C și D. Unghiurile A, B, B, C și D. Sunt invers proporționale cu 0,3 în perioadă. Invers. Da? Invers da. Proporționale. Cu cine? Cu numele? 0,3 în perioadă. 0,3. În perioadă. 0,2. 0,2. 1 supra 7. 0,2 în perioadă? Nu. 0,2 fără perioadă. Așa. Și? 1 supra 7. 1 supra 7. Și 0,1 în perioadă. 0,1 în perioadă. Da. Da. Ce înseamnă numele invers proporționale? O mulțime. O mulțime A, B, C, D este invers proporțională cu mulțimea M, N, P, Q. Ce înseamnă asta? Deci faptul că sunt invers proporționale. Invers proporționale. Dacă ar fost trei proporționale, ar fi spus A pe M, adică cum crește unul, crește și A pe M egal cu B pe N, egal cu C pe D. Da. Deci pentru direct proporțional, am fi scris așa. A supra M egal cu B supra N egal cu C supra P și egal cu D supra Q. Da. Așa am spus, da? Pentru invers proporțional, invers proporțional, cum scriem? A supra A. A supra 1 pe M. Da. Invers. Da. A supra 1 pe M. Egal cu B supra 1 pe N și egal cu C supra 1 pe P și egal cu D supra 1 pe Q. Asta înseamnă că este cu inversele proporționale. Deci unul crește și altul descrește. În condițiile asta ce zicem? Repede. Eu am gândit să scriu pe 0,3. Dar să scriu relația mă întâi. A supra... Deci, măsura lui A, nu? Așa. Da. Măsura lui A supra cât? 1 supra 0,3. 0,3 în perioadă. Egal cu măsura lui B supra, te rog, supra 1 pe... 1 pe 0,2. Așa. Și egal cu C, măsura lui C. Egal cu C supra 1 supra 1 pe 7. Așa, și egal cu? Și egal cu D. Măsura lui D. 1 supra 0,1 în perioadă. 1 supra 0,1 în perioadă. Echivalentul. Repede, zicem. 300 A. Deci, A, măsura lui A, mulțim cu 0,3 în perioadă. Da. Mulțim cu a doua inversată, da? Da. Deci, măsura lui A. Am să zic amic. Da. Prin măsura lui, înțeleg, cu amic notez valoarea unghiului respectiv, da? Deci amic ori 0,3 în perioadă, ca să scrii cum? 1 supra 9. O să las totuși așa, o să vezi de ce. Deci A supra 1 pe 9 există, da? Nu, stați, nu, e 3 supra... Deci 0,3 este 3 supra 9, adică 1 pe 3. Și fiindcă e 1 supra 1 pe 3, or, înseamnă 3. Aici e 3. Da. Da? Că e inversul. 0,3, ai spus bine, 0,3 înseamnă 3 pe 9, adică 1 pe 3. 3. Și 1 supra 1 pe 3 înseamnă 3. Da. E cam mai departe cu B mic, valoarea unghiului. Supra, deci am notat cu A mic, ai înțeles, da? Da. Cu A măsura lui A, cu B mic măsura lui B. Cu C măsura lui C. Da. Am înțeles, bine.
Și B, 0,2 este egal cu 1 supra 5. Deci 1 pe 5 și face 5. Da. 1 supra 1 pe 5 da. Face 5. Egal cu? Cu C supra 7. C mic supra 7, da. Și egal cu D supra 9. Și egal cu D mic supra 9. Da. Eu vom scrie 360 supra. Deci egal mai departe cu suma. Deci fiecare de la poate egal cu suma măsurilor. Printre proprietăți, dar nu trebuie la făcut, da? Suma măsurilor, adică A plus B plus C plus D, este 360 de grade, suma unghiilor în patru latere convexe da. Asupra. 24. Așa. Și, în clipa de față, avem clar, simplificăm aici prin cât? Prin 4. Da. 4 mergi, da? Da. Ia să vedem, 9, 10. Supra 6. 6. Da. Mai mergi printr-un 2 și chiar prin 6. Da. Vine o dată, hai, tu. 90 împărțit la 6, 1. 15. 15 grade. Cu alte cuvinte, iată că am găsit că A pe 3 face 15. Nu? Da. Deci găsim pe A, B și C. Da? Deci am supra 3 egal cu 15. Grade de unde rezultă că A egal cu 45 da. De grade. Adică B supra, pe un B supra 5 egal cu 15 grade și asta înseamnă că B mic egal cu 5 ori 15, 75. Da, C egal cu 7 ori 15, adică C egal cu 5. 5. 105, parcă vine. Și D, unghiul D, egală cu 135, adică 135 de grade. Ce, de ce n-am mers la tine? Ce dificultăți? Că ai făcut-o așa. Împreună aici n-au nu mai aduceam aminte cum era scris inversa proporționalitate. Inversa proporționalitate. Da, da nu ți mai amintești. Am înțeles. Dar aveai posibilitatea să te uiți în urmă, că există, e recapitulat aici, nu? Și puteai să găsești asta, cred că a fost directa proporționalitate, da, invers. Da, dar am descurcat. Păi și inversa, odată una și cealaltă. Ce vreau să spun? Că acolo unde te-ai împotmolit și nu-ți mai amintești, trebuie să cercetezi tu. Sau dacă vrei, te dădeai pe prof online, și îți spuneai, mărim direct și invers proporționale și s-a părea repede un film cu lecția asta. Cum fac foarte mulți copii. Da? Deci are așa asta posibilitate. Bun. Mergem mai departe. Nu te certezi, nu mai sugerez cum trebuie să faci. Important este să spun, m-am dus până aici și am făcut așa. Așa. Altă problemă? Acum sunt la algebra. Am terminat la geometrie. Deci la geometrie am terminat. Lăsăm numai da. Fișierul ăsta. Hai să lăsăm, că nu amestecăm lucrurile. Da. Și la...